Dacă în Parlamentul de la Kiev, cunoscut ca și Duma de stat ucrainian, în urma dezbaterilor aprinse, parlamentarii nu mai reușesc să se stăpânească și sar unii la alții ca în curtea școlii atunci când argumentele sunt insuficiente pentru a-și impune punctul de vedere. La București, liniște și pace. Astfel, în Duma de stat de la Kiev, doar pentru simplu motiv că un deputat a spus despre un coleg al său, că ar fi omul Moscovei și al Kremlinului. Respectivul a sărit ca arzi și a aplicat o corecție fizică colegului său. Vă avertizăm că urmează imagini ce vă pot afecta emoțional și totodată nu sunt un exemplu bun de urmat. În tot acest timp, la București, combinațiile merg, firmele taie facturi, deputații și senatorii, mulți intrați pe ușa din dosa Parlamentului cu lefuri de peste 6.000 de lei noi pe lună. Mașină, șoferi, secretare, gratuități, imunitate, combinații și șmenuri, nu că dorm în bănci. Ar fi bine. Asta înseamnă că măcar ar fi prezenți la ședințe. La București, conducerea Senatului vorbește de una singură într-o sală goală de senatori. Dacă în Ucraina, imaginile din Duma de stat sunt violente, la București sunt enervante, dar ne umflă și râsul. Vă avertizăm că urmează imagini ce vă pot afecta la alegerile din 11 decembrie și totodată nu sunt un exemplu bun de urmat pentru viitorii parlamentari, de oriunde ar fi aceștia. Din partea senatorului fără apartenență la grupuri parlamentare, Marian Balen și Popiciu Ioara Lantuș. De asemenea, răspunsul venit din partea ministrelor, au fost înscris răspunsul oral la întrebări pentru domnul senator Alexandru Bordos de la PSD, iar la interpelări din partea Ministerului Educației, domnului Alexandru Vechi și din partea Ministerului Justiției, domnului senator Marius Ospel. Da, cu asta fiind zise, încheiem aici ședința noastră de astăzi și vă așteptăm la 9.30, mâine dimineață, la debați politice.